Bună, eu sunt cozinia, iar în videoclipul de azi te voi învăța cum să instalezi și să folosești programul Shotcut, adică programul ăsta de aici. Pentru început o să trebuie să deschidem browserul și să căutăm numele programului. De genul. Aici ne dau mai multe chestii și dacă nu știi ce să folosești și ce să deschizi, îți recomand să deschizi direct pagina de download. Aici o să, dacă ai Windows, o să poți să instalezi direct. Eu îți recomand versiunea de 64 de bits pentru că cel mai probabil ai un calculator sau un laptop pe 64 de bits. puțin, sunt pe 32, dar oricum, instalează-o pe, pe, cea de 64. În caz că ca ai Linux, macOS, poți să deschizi linkurile de aici și o să-ți dea de aici Alte link-uri de, de unde să instalezi programul, la fel și pentru Mac. Pentru diferite tipuri de uh, Mac. Uh, dacă ai Windows, intri direct aici. Descarci versiunea de 64. Aștepți un pic. Dai Save File. Se salvează. O să ia puțin să se descarce pentru că este un fișier măricel. Nu o să se descarce complet, sau o să revin cu mai multe detalii. Ok, programul nostru s-a instalat. Putem să deschidem de aici. Um, double click. Așteptăm puțin. Astea nu le citește nimeni niciodată. I agree. Uh, destinația fișierului, unde va fi practic instalat. Next, dacă vrei să-l păstrezi ce, dacă nu dai browse și alegi altă parte unde vrei să-l instaleze. Eu o las aici, că n-am nicio problemă. Aici uh, avem mai multe opțiuni, cum ar fi Remove old program files, în caz că l-ai mai avut instalat. Uh, create start menu shortcut. Asta o lăsăm și practic le lăsăm așa, nu bifăm nimic, nu facem absolut nimic. Îi dăm Install. O să se instaleze. După ce se instalează, o să revin cu mai multe detalii. Ok, programul s-a instalat. Acum putem să închidem direct de la Close. Cam asta e toată instalarea, putem să mergem direct pe meniul principal sau căutați bara de search dacă vă e mai ușor, cum se numește programul, adică Shotcut. Așteptăm să se deschidă. Cum se deschide pentru prima oară, s-ar putea să îi ia ceva timp să se deschidă. Asta depinde destul de mult și de configurația pe care o are laptopul sau calculatorul pe care îl aveți. Așteptăm să se deschidă și după o să vă spun mai multe. Ok, acum vom deschide programul și o să arate cam așa. Tot ce ne interesează pe noi e aici. Aici, practic, este locația unde va salva fișierul nostru. Putem să alegem, nu știu, documente, dacă vreți să salvați în documente sau aveți mai multe foldere în documente și vreți să salvați în unul anume sau, nu știu, puteți să-l salvați cam unde vreți. Eu o să-l las în videoclipuri. Puteți să-i dați un nume, eu nu știu, o să pun ceva la întâmplare. Aici, practic, puteți să selectați rezoluția. Dacă nu știți, mai bine o lăsați așa. Îi dați Start. O să deschidem de aici fișierele pe care vrem să le punem, să le inserăm în prezentarea pe care vrem să o facem. Ținând con tasta control apăsat, putem să selectăm mai multe, cum ar fi poza asta, poza asta, ceva muzică, nu știu, alege. Reverți, eu nu o să, aleg, -o să aleg foarte multe. Cam așa o să arate. Dăm un click dreapta aici și o să dăm add video track. Puteți să le luați ori direct de aici, ori dacă nu apăsați pe fiecare și o trageți cumva, e destul de simpluț. Pe asta o pun aici, după ea o pun pe următoarea și tot așa, adică e o muncă, nu pot să o numesc migăroasă, că e ceva foarte ușor. Deci nu o să aveți dificultăți la partea asta. Acum avem toate pozele. Dacă vreți să existe o tranziție mai frumoasă între ele, puteți pur și simplu poza asta. Să o împing puțin mai Ai așa. Practic aici am o tranziție. Poza aceasta pot să fac la fel. Și aici la fel am o tranziție. Tranziția puteți să o faceți cât de mică sau cât de mare vreți voi. Și asta îmi place mie cel mai mult la programul ăsta, că poți să alegi. Poți să o pui așa sau, nu știu, așa. Acum o să ne trebuie și o parte de audio, așa că o să dăm un clic dreapta și o să dăm Add audio Track. La audio o să punem, eu am aici o melodie descărcată, o să o pun direct pe asta. Și o să tai puțin din ea pentru că nu am nevoie chiar de toată. Punem cursorul pe undeva pe aici și o tăiem. cam așa, cum sunt două părți, după cum vedeți. De partea asta putem să scapăm de ea. Dacă vreți să lăsați, puteți să lăsați direct așa, se vede destul de frumos. Dacă vreți să mai adăugați ceva, eu oricum o să vă arăt. Pe prima poză, de exemplu, putem să punem niște filtre. Mergem aici, sus la Filters. Um, să vă arăt cum putem să punem niște filtre. Păi, în primul rând, selectăm poza. Eu am selectat-o deja. Și apăsăm pe acest buton de plus. Aici vom avea mai multe filtre. Filtre video sau audio. În momentan ne ocupăm de cele video. Puteți să căutați dacă ați reținut numele unui filtru, de exemplu. Dacă nu, doar vă uitați așa printre ele. Unul foarte interesant este cel de text. Puteți să puneți text HTML, 3D sau simplu. Haideți să punem un Putem să schimbăm textul de aici. De exemplu, să scriem, nu știu, să zicem bun venit. Putem să schimbăm uh, fondul să fie, nu știu, alt tip de scris, putem să schimbăm culoarea, dacă vrem o culoare anume putem să o alegem, adică nu e o chestie predefinită și a e și atât, nu știu, roșu ăsta să zicem, uh, mărimea să fie mai mare, mai mic scrisul, nu știu, poate vreți să fie mai mic pentru că vreți să scrieți mai mult text. Sunt aici mai jos mai multe filtre cu care puteți să vă jucați. Eu momentan o să las doar așa. O să mai adaug un filtru care se numește Fade In Video. Este pe la început, cum spuneam, puteți să le, cău să le căutați aici sau dacă nu puteți să le căutați din scroll fade in video, cum spuneam, pot să pun și la sfârșit, la ultima poză, tot un fade, doar că de data asta out. Îl căutăm aici, este chiar aici. Fade-out video. Inclusiv pentru muzica pe care am ales să o punem, putem să punem un fade in și un fade-out, doar că audio, mergem la partea de audio. Și aici, mă rog, sunt foarte multe, dintre care putem să ne uh, alegem. Eu vreau să iau un fade-out și să zicem că nu-l găsesc și îl caut aici. Fade-out audio. Punem atât la început cât și la sfârșit. din audio. Așa. Cam asta este toată prezentarea. Putem să-i dăm export și să o exportăm unde vrem noi. Pe dispozitiv. Îi dăm export. Salvăm unde. Eu, de exemplu, vreau să o salvez pe desktop. Îi dau save. Pun și un nume eventual. Îi dau save. Și acum începe să-l salveze. După cum puteți vedea aici, momentan este la 0%. O să ia ceva timp să ajungă la Bun, păi cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, tot dați un like. Puteți să îl share și cu prietenii voștri, dacă vor și ei să învețe. Dacă nu, puteți să-l păstrați pentru voi, nu se supără nimeni. Ne vedem data viitoare la următorul videoclip.